Gropi mai mari decât roțile mașinilor se întâmplă chiar în centrul municipiului Bălți. O porțiune de drum de pe strada Independenței este o adevărată provocare pentru participanții la trafic. Unii șoferi fac haz de necaz. Ei spun ironic că acesta ar fi un drum model în tot orașul. Super! Este ispitatelni poligon pentru mașini. Уже давно надо эту дорогу сделать. Foarte bun. Îmi pare bine că sunt așa drumuri în Bălți. Foarte bună părere în ghilimele. Dar drumul ăsta de când promis să-l fac? Mizerie. Mizerie extraordinară. Șoferii spun că o bună parte din veniturile lor le cheltuie pe reparația automobilelor. E rău cu tot e rău, cu toată acolo, nu-i. Fără mașina și piesele schimbi scopitare. Părere foarte rău. Stăm câți ani de zile și nu au reparat, mașinile se strică, trebuie să investim în mașină, roțile și așa mai departe. Are rău, că-s cu cheile în mână. Mă ghinimăr cu ziua, zic să lăsăm fără mașină. Foarte rău. Șoferii se plâng că problema durează de ani de zile. Drumarii nu fac nimic altceva decât să arunce pietriș, care este spălat de prima ploaie. Are gravă, e rău. Adică nu trăim noi aici tot, e rău, tot țapă, stupă, altceva nu fac nică. Asta e totdeauna așa, ca la stup, chetșere, plouă, s-o împrăștie, s-o dus. Ăsta-i drum? Ăsta nu-i drum. Asta că îl îndreaptă din când în când, chiatră, încoași, încolo și el puște o ziua după o ploaie să duce, asta e egal cu zero. Я думаю, что все очевидно, что дорога оставляет желать лучшего. Конечно, хотелось бы, чтобы ее отремонтировали, потому что невозможно здесь ехать просто. Ни зимой, ни летом, ни в какой период года. Nici pietonii nu sunt mulțumiți de starea drumului, mai ales că în apropiere se află Universitatea de Stat Aleco Ruso. Это ужас. Даже и говорить не о чем. Где делают, а центр это вообще. Еще не видно, что тут. Делают, толку нету. Прямо в центре, тут невозможно не заехать, тут куча студентов. Autoritățile spun că drumul nu poate fi reparat din cauza sistemului de canalizare. Șeful Direcției Reparații și Construcției Drumuri Bălți a declarat că până la sfârșitul anului problema ar urma să fie soluționată. Cineva trebuie să fie reprezentantul care să facă schimbări trubei de canalizare, de apă și de scoaterea apei de pe drum. Și după ce să fie schimbate, normal, fie așa corect, dacă să fie schimbate toate traseele care sunt sub pământ, atunci este sensul ca să faci o reparație capitală la acest drum. Sper eu că anul ăsta a să fie făcut acest porțiune de drum. Pentru reparația drumurilor din Bălți pentru anul 2021, primăria a alocat 42,5 milioane de lei.